Merge? Cum să nu meargă? Bunătăți. Dar pe ce facem? Strângem provizii, că e 30 august, e gata vara. Ziceți voi în comentarii, a simțit că a fost vara adevărată vara asta? Cam până iulie s-o termina treaba, după aia ploi, averse s-au prețurile, numai catastrofe și cataclisme. Și când te gândești că în toamnă, în iarnă urmează alegeri, îți vine să-ți iei câmpii, să te tă... dar nu poți să te duci, că urmează, începe școală, începe anul universitar. Tot timpul, toamna, îi o speranță. Mai ales dacă ți-l la da plină, ia ziceți, ați băgat vinete, ardei copți, a? Fasole! Ați spus fasole pe stăi? Extraordinar! Și nu mă scoți iarna când auzi... Au auzi cum vântul? zăpezile așa mari. Mă rog, dacă ești în Siberia, că la noi chină și noroi, mă, nu să... N-ai din ce să fii optimist. Pe cuvântul meu. Vlad, dragă, te rog frumos un pic mai, știi? Că am primit în comentarii. Că eu vă zic ce să scrieți în comentarii. Vă rog, vă induc, vă... Și vă ce scrieți. <coughs> Zi la nu te mai ia din profil, că ești așa de... De la ce te-ai îngrășat, Nicule? Știți melodia aia? E de la Dela, de la Nutella... Vara asta, deși nu a fost școală, am fost în vizită, că e foarte important să mai facem și câte o vizită la cei care ne-au pus stilou în mână. Și pașii m-au purtat pe la doamna, profe doamna învățătoare, doamna Olivia Furdui, care, care, fiind generoasă și cu noi atunci când ne-a predat cunoștințele, și acum la pensie a fost generoasă cu mine. Uitați-vă aici, coșulețe. Am întrebat-o, vă rog, rețeta zice, forma nu-i importantă, dar dacă o ai... E și conținutul bun. Nuci, nuci. Uitați-vă ce au în mijloc. A? Talent, da? Doamnă învățătoare Olivia. Și apoi poți să refuzi? Știți că eu tot ce-i tradițional, tot ce-i bio, tot ce-i gratis, nu refuz. Nu refuz și mi-a mai zis, o să le mănânc astea acum, că moda asta, mai ales pe TikTok, să mănânci în timp ce vorbești. Da? fă mâncare, mai au o mușcătură și în timpul ăsta... Politețe și pe netră să fim politicoși, dragii mei. Și mi-a zis o chestie tare, în clasa a treia... Eram în rândul 4 banca de la geam și zice doamnă Olivia, eu tot timpul am explicat așa, cu folosind și gesturile, crezând că transmit mai bine cunoștințele. Deci la un moment dat mă uitam la tine, unde era în bancă, și îți mâinile pe sub bancă și mă imitai pe mine cum fac gesturile. De undeva trebuie să vină și a aplecarea asta spre umor. O salut pe doamna învățătoare Olivia, cum o salut și pe doamna dirigintă Liana și pe diriginta de la liceu doamna Elena Cum îi salut de altfel pe toți, domnii profesori și doamnele profesoare care m-au format până la un anumit punct. Că după aia te deformez. bymycoffee.com stes Nicu Benda. Nu? Cercetorul de cafea. Este și un titlu de carte, cercetorul de cafea. Veste mare, veste bună. Banca Transilvania a înghițit OTP Bank răzbunare, ei vor ardea luni, o vă arătăm noi, vă luăm băncile. Tăte băncile și băncile din parc le Banca Transilvania și o să pună câte un bancomat, unde o să cânte, bine veni la antul. În fine, soacra l-au spus, și acum de unde mai scot forinți? Mamă soacră, numai să-ți vină pensia, că din bancă putem scoate orice, dolari, euro, forinți, aur aur și să ne facem o poleală la haine, că Fuego a zis că posedă peste 500 de costume de șcină și sunt făcute toate de creator și au zis că nu se îndură să le dea. Gândiți-vă la omul ăsta care, care, are ca și noi datorii la bănci, rate la mașini, dar nu se lasă de haine. O ajuns să-și transforme piscina în interioară în dressing. Și eu am transformat șpaițul în dressing, că acolo îmi țin papucii. Fiecare cum poate, dragii mei, o toamnă frumoasă. Uite că până aici am dus-o, mai avem puțin și intrăm în cel mai melancolic anotimp. Să nu ne uitați aici, pe Facebook și pe YouTube. Noi suntem Cafeaua de După.